Salutare tuturor, eu sunt Danu și astăzi filmez un videoclip nou cu Sergiu. Salut! Avem o provocare nouă pentru voi sau pentru noi, mai bine zis. Exact. Încearcă să nu râzi, se numește ea. Noi ne-am scris câte jumătate de propoziție fiecare. Eu am acțiunea. Și eu am cealaltă jumătate a propoziției. Și fiecare, atunci când râde, trebuie să-și pună pe față un cârlig. Care nu doare deloc, bineînțeles. Ei, stai să... Te rup, cârlig și după aia te concentrezi numai la durere, nu te mai concentrezi la ce zice cealaltă. Dar eu știu când îmi puneam de astea când eram mai mic, ești nebun la cap și te doare. Dar de ce le puneai de așa? Amuzament, așa și la oră. N-aveam ce să fac. Înainte să dăm drumul acestei provocări, nu uitați să ne urmăriți pe Instagram și pe Facebook, le aveți în descriere, aveți și canalul Sergiu în descriere, mergeți și abonați-vă și la el, abonați-vă și la mine pentru că e foarte important și așa mi-arătați că mă susțineți și haideți să dăm drumul la provocare. Dimineața îmi place să... mă piș pe gard. Trebuie să spun cârlic, n-am zis pe gard. Vai. Bă, ce cerceluș frumos, a? Stă bine, nu? Am făcut un tort și în același timp pupam câinele. Nu. Nu. Nu s-a râs? Trecem la următoare. Întrebarea numărul 3. Propoziția numărul 3. Propoziția. Am ieșit să plimb câinele și m-am ras la sub braț și m-am tăiat. trebuie să spun și eu din asta. Să-ți bag un pix. Băi, dar doare, mă. Da, că doare. Și acum când îl pune pe muchii și când sare cârlic de aici, mă pișcă așa. Bă, dar mai... mi-a prins ochiul, mă, nebunule. Lasă-și, bă, de perșeală, frate. Of, ce sensibil. N-am voie. E sensibil. Mi-am cumpărat o bicicletă. Și mirosea pește ținut în soare. Ai râs de spucălic. Așa, mă, pic, știu. Pare după gure. Bun. M-am trezit dimineață. Și m-am cufurit tot pe crack în gât. Ia de aici, hai, leu. Ia să și cercem. Dar asta e cam și real așa. A? Te trezești, așa. E urât, te trezești în prezent, te duci pe crack așa. Se pune, e asta într-o dimineață ai pus-o. Am mers la magazin. Și m-a întrebat, tu ești Mircea? De apărat. Am venit eu până ce uiți. Am venit să cumpăr pâine. E nu știu. Ciocniță. Oh, ce frumos. Hai, trecem la următoarea. Am plecat cu mașina după loc. Și aveam pământ sub unghii. Dar nu mai vreau să mai râd, nu mai pomor. Iar nu trebuie să pun. Bă, nu mai pot, deja ți-a paralizat pe partea asta, nu, eu nu mai simt partea asta. Pe limbă. No, no, și cum mai zic ăla? Păi mai catering. De aici doare de... Da. Să acolți la bun. Da, i-am zis că doare și eu tot acolo, dacă nu-i bună. Mi-a dat hint, așa, bă, da. Hai. M-am tuns. Și mi-a sărit lapte din gurgui. Hai, am parezul pe ochiul. Așa faceți voi cum mă duceți la tâns? Da, frate. Gurgui? Data viitoare că o să fiu atent când m-am dat tuns. Când e aici, zero, un părți și sare, da. Oglinde. Hai să spun. Cum să spun? Așa. Iar... E timp cu ei pune. Nu mai pot să mai cu judecă la asta, să omor. Mi-ai prins cu tot cu maxilar și cu... A. Deci doar să fie. Aileu. Am fost la tăiat lemne. Și mirosea gura pateu. Cum este? Dar cum am dus la întâlnire la tele. Imaginez așa cum ți-a mirosit gura pateu. Te duci la un stai vreși mii lemne. Deci pute gura așa pateu. Dă-te mai încolo, puța pateu. Deci să-ți bag și aici un din... A, de ce ai dat de urechi, mă, mă, rasa? Hai că nu mă pot. Am făcut duș. Și mi-am mirosit popoleța. Nu pot să mă arăt de la durere, se omor.
trece în partea cealaltă. Ai făcut vreodată asta, Zindre? Ați făcut? Na, nu cred. Dar nu, da, unde duci tu nasul la anus? Nu, da. Poți să duci mâna la anus și după aia mâna. Ei, da, nu cred. E așa, un cerc vicios. Da, înseamnă că tu mai practici asta. Ce ultima întrebare, că nu mai pot îmi zbucnește toată fața. Am fost la mormântare. Și am sărătat-o pe gură. Ai mai repede că nu mai pot cine asta. La urmă capacul. Hai mai repede. Deci tu aici presion. Și acum? Yeah! Mai faceți una, frate. Cum, a? Asta o să fie ceva bonus, așa să vedem cine trece pe cap. Să vedem cine trece pe cap un pic. Am fost la sala de sport. Și am luat degetul mic în gură. Ia te aici, uite, că era tat. Faci cu toată punga aia, mă. Dar ce faci, îl pui tu, vezi că nu mai judec. nu mai am control. Nu are conștiinți de la astea. Toată aici că doare de omor. Ce am, te omor aici. Pe limbă, da, mă. Nu mai. Ha! Tă-ră-tă-tă-r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 ă
asta e, frate, că ai 8K, nu suporti-o din aia. Ultima. Asta o să fie ultima, un bonus așa extrem, că nu mai putem. Mă doare fața și pe mine și pe Sergi, nu mai putem. Cântam la microfon și am căzut cu p***. Pune căzut? E râu, pipa în râu. Hai în sărutarea de dulce fo. Gata, ha. O, ce frumos te însă, amor. Poți să-mi dau jos mai repede, da, că nu mai pot. Hai să... A. Mamă, ce... Aleu, ce pișcă. Mă. Ce e? Nu, bără, ți-a dat cu plăcea acum? Aaa, nu mai sunt toată în fața, mă. Ți-a dat cu plăcea acum? Bă, mai am unul, nici nu mai simt. Aleu, dar te doare după, mă, familia și rasa. Dar de ce așa? Ăsta a fost și videoclipul nostru. Nu uitați să ne lăsați în comentarii care credeți voi că a fost cea mai amuzantă propoziție dintre toate. Eu am fost Dan împreună cu Sergiu. Nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări atunci când postez videoclip nou. Și nu uitați de like. Și ne vedem data viitoare. Pa! Pa.